Primarul comunei Răzvad a anunțat într-o recentă conferință de presă semnarea a 3 proiecte foarte importante pentru comunitate, care vor fi finanțate cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Cele 3 investiții se ridică la peste 21 de milioane de lei. Emanuel Spătaru, primarul comunei Răzvad, a detaliat. Vorbim de cele 3 contracte care vizează lucrările de canalizare în satele Valea Voivozilor și Răzvad. Este un contract în valoare de 14.383.000 lei, 143 de miliarde lei vechi. Este un contract care finalizează sau cuprinde toate străzile satului Valea Voievozilor și o parte bună din satul Răzvad. Vreau să fac mențiunea că nu vom finaliza lucrările de canalizare în toată comuna. Vom rămâne cu o altă suprafață pe care o avem deja prinsă pe Poim. Da? Deci diferența de executat rețelei de canalizare se va face prin programul POIM, care la momentul de față este în lucru la compania de apă. După ce am semnat contractul de finanțare, încă de săptămâna asta am demarat ceea ce înseamnă procedură de achiziție. Intenționăm undeva cam primăvara anului viitor sau poate în vară, dacă vor fi și complicații, să demarăm lucrările efective ale rețelei de canalizare. Rețea foarte utilă și necesară locuitorilor din satele Valea Voivozilor și Răzvad. Un alt proiect extrem de important pentru comuna Răzvad este extinderea rețelei de apă în satul Gorgota. Vorbim de un proiect în valoare de 5,3 milioane de lei, 53 de miliarde lei vechi, un proiect care va duce rețeaua de apă până la ultima casă, ultima gospodărie în satul Gorgota. Este o rețea în suprafață de 11 km, proiect care la fel a fost semnat săptămâna aceasta, pentru care a fost semnat săptămâna aceasta contractul de finanțare. Pentru ambele proiecte vom demara procedura de achiziție publică și cu acest proiect vom finaliza întreaga rețea de apă la nivelul comunei Răzvad. Este un lucru extrem de important, este o rețea de apă mult așteptată și cu bucurie spun că am reușit să prindem finanțarea. Am încheiat o etapă, urmează o etapă la fel de importantă și destul de aplicată, cea a achiziției publice, care sperăm noi să o parcurgem cu bine. Un alt proiect esențial pentru comunitate este legat de reabilitarea școlii din satul Valea Voivozilor. Este un proiect în valoare de 2 milioane de lei, 20 de miliarde, un proiect care vizează reabilitarea de la structură până la acoperiș. Și nu doar atât, o vom și moderniza cu ceea ce înseamnă mobilier, cu calculatoare, cu imprimante, cu videoproiectare. Vom căuta să aducem acea școală la un standard european, un standard pe care ni-l dorim cu toții. Edilul a anunțat că mai sunt și alte proiecte în atenția administrației locale, printre acestea numărându-se asfaltarea 6 străzi cu ajutorul fondurilor de la bugetul local, aflat în stadiul evaluării ofertelor depuse de constructori. Emanuel Spătaru a precizat că a reușit să finalizeze lucrările la sistemul de încălzire al școlii din Răzvad, care are foarte mulți elevi.